Bună, bine v-am găsit, prieteni, în această zi minunată. Eu doresc să vă citesc încă un mic fragment din cartea Mulghița, Crița și Zâmbișor Cornișor de pe Muntele Dor. El care o căuta atâta, astăzi era fericit când o vedea cum vine la el. În curând avea să afle că o cheamă Mulghița. Tu ești Crăița plângătoare care a trăit fermecată într-o viță de vie. O întrebă Zimbru uitându-se în ochii ei zâmbăreți. Eu am fost plângătoare năpăstuită de lele, dar într-o dimineață se așeză pe frunza mea verde o pasăre albastră și cântă un cântec care mi tămădui rănile. Îmi usca lacrimile și îmi alungă blestemele. Nu știu cum se numește și pe unde trăiește pasărea aceea, dar de când nu mai sunt o viță de vie plângătoare, nu mai știu ce-i tristețea. Îmi petrec zilele bucurându-mă, trăind mai fericită decât fericirea. Sevile însă mă apucă mereu o tristețe de inimă, pentru că nu te puteam găsi și îmi revărsa amarul într-o doină de jale. Zâmbi Mulghița înșirându-și povestea, dar nu stătu mult la taclale. Zimbru era nepăstuit de vlăguit și ea îi aduse apă și iarbă, iar pe rând îi puse niște frunze de pătlat din rest. Dacă doriți